Sunt Doina Baciu și astăzi vreau să vă arăt o reparație la un training. Deci aici s-a rupt. Noi ce soluție am găsit? Am brodat pentru că avem posibilitatea să brodăm la mașină. Dacă nu aveți această posibilitate, efectiv trebuie să țesem locul respectiv unde este rupt, după care aplicăm emblema pe ruptură. Și atunci poate să poarte în continuare produsul respectiv. Noi am și descălcat, da? Deci descălcăm ruptura, am lipit inserție pe dos, da? Și după aceea un pic cu mașina îl țesem, deci mergeți înainte, înapoi, înainte, înapoi, înainte, înapoi. Și acum, după ce am făcut emblema respectivă, pur și simplu o fixăm cu bolduri, o tighelăm la vârf. O să vă arătăm ce înseamnă tighelat la vârf după ce o să o tighelăm, pentru că e negru și foarte greu se vede, da? Deci eu pur și simplu prind emblema pe pe locul cu defect. Dacă nu puteți să lucrați cu trainingul încheiat, deci nu vă permite mașina să băgați, puteți să descoaseți într-o parte trainingul, da? Fie în partea aceasta, fie în partea aceasta, depinde cum este defectul la training. Desfaceți, coaseți și după aceea încheiați trainingul la loc. Avem grijă să nu se vadă colțurile de la de cum îndoim și prindem cu boldul și dacă nu poți să coși cu el prins în bolduri, poți eventual să însaieli, deci să prinzi coață și după aceea să tighelezi ca să mergi la sigur cu tighelul. Am scris același lucru care este scris mai sus pe training. Am încercat să scriem cu aceleași litere, cu aceeași formă de litere. Dacă nu ai o emblemă frumoasă, poate găsești pe cineva care poate să-ți brodeze, pentru că acum așa de multă lume are mașini de brodat. Și vă puteți realiza reparații. Așa am reparat și geci rupte care sunt, ia uitați. Și atunci trainingul poate fi purtat în continuare. Și acum mergem la mașină și vom tighela. Vă arătăm după ce tighelăm. Încercăm și la mașină să vedem dacă putem. Dacă nu, cred că o să desfacem un pic să mergi mai ușor cu mașina. Deci am încercat să băgăm lucrul în mașină fără să desfacem și ne străduim așa să-l lucrăm. Întotdeauna capetele la cusături se întăresc. Vezi bine? Să vă arătăm la final cum a ieșit și această modalitate de a repara lucrurile o puteți folosi și la blug și la alte lucruri, geci, tricouri. Deci noi am folosit reparația respectivă în mai multe situații. Altă dată când nu aveam mașina de brodat,
foloseam diverse embleme sau aducea persoana pentru care reparam o emblemă pe care o avea. Deci încă mai poți folosi lucru respectiv. Deci am terminat de tighelat. Deci încă o dată repet, dacă vă este greu să lucrați cu cracul de training încheiat, puteți să desfaceți pe o parte ca să lucrați mai ușor, de preferință pe partea aceasta. Acum pur și simplu o să-l descalc. După ce am cusut. Și reparația noastră este gata. Dacă tot ce ți-am arătat ți se pare interesant, nu uita să apelezi, să te abonezi, pardon, la canalul meu de YouTube Doina Baciu. Și astfel o să fii la curent cu tot ceea ce eu postez. La revedere!